Adi, s-a terminat ieri 0-0. Craiova, cum ți s-a părut meciul? Meci bun din partea Craiovei, doar că ratează foarte mult. Știi cum e situația? Am văzut meciul cu Dinamo, care se spune că a fost echilibrat, nu prea au jucat. Acum joacă și nu marchează. Știi că la lung la campionat, punctele ăștia pierdute când ratezi vreo 7 ocazii, 8 de gol, știi, le treci acolo undeva. Da. Pe puncte. Păi uite, zicea Gigi Becali, zicea duminică, zicea Gigi Becali, băi, zicea, bă, făcea, eu nu mai vreau, nu mai vreau să pierd puncte cum am făcut campionatul trecut. Că am jucat ca prostul cu echipa a doua, că am zis eu că revin, că fac, că drept, am pierdut puncte, am pierdut puncte și pur și simplu până la urmă n-am mai putut să le recuperez. Chiar dacă au avut parcurs și zicea, ascultă-mă, și zicea Gigi Becali, zicea, nu domne, eu acum vreau 15 puncte din 15 dacă pot. Clar. Ai înțeles? Cu cât mergi în sus, da, faci puncte, cu atât echipa se echilibrează. Și stai unele, și mai liniștit stai, după. Stai liniștit după și atunci poți să-ți mai permiți să faci un egal sau știi, să joci cu rezultatele. Pentru că CFR-ul, dacă țineți minte, când au câștigat cele 6 campionate, nu pierdeau exact când trebuiau. Exact. Făceau egal cu Steaua, nu-i depășea Steaua la exact, punct. Exact. Deci iar meciurile... Iar meciurile celelalte le câștigau 1-0, 1-0, nu conta. Nu conta. Și când trebuia să joace cu Steaua sau cu Feci, cu Farul sau cu cine trebuia să joace, aici nu trebuie să pierde meciul. Da. 0-0 și să închide. Bine, eu să știi că eu sunt în asentimentul tău, Robert, mie așa Craiova mi-a plăcut. Da, una peste alta, adică cu Mitriță, da, care joacă și creează, dar uite, vezi, că am vorbit ieri. Da. Rapidul nu convinge, dar câștigă 3 puncte. Da. Câștigă 3 puncte. Da. Bine, nu te convinge pe tine, că nu mie mi-a plăcut. În general. Da, mie mi-a plăcut. Bine, Rapid. Și mie. Câștigă 3 puncte. Voluntariu nu joacă rău deloc la Constanța și pierde 4-1. Hagi foarte nemulțumit după meci. Dorinel se duce, se baricadează acolo, face, îi mai și spovedește pe aia la fiecare fază. Are un mare, mare ghinion Dorinel, că la divizia îl filmează tot timpul acum. Dă nu i-a pomenit pe Sfinții Ilie, că tot e Adriana, e pe Sfinții Adrian și Ilie, pe Rude, pe Neamuri, la fiecare fază. Să apără o pregătire fizică bună, noroc și noroc cât carul, dar scoate un punct care pentru Oțelul e aur. La lotul Oțelului e punctul lui Dorinel Munteanu și pe pregătirea fizică, cred că e singura echipă care a fost de două ori la munte și a rupt în două. Au început când alții nici nu intraseră în vacanță, erau la munte deja. Da. Și face un punct. E uite, Craiova cu Dinamo câștigă un joc bun, aseară își creează situații de trei ori în bară. Nu poți să spui, Ivan singur cu portarul, nu poți să spui Mitriță, că Craiova n-a jucat ieri. Nu, dar nu intră în poartă. Nu intră în poartă. Iar meciurile astea pe început de campionat, referitor la ceea ce spuneai și tu, Horia, cu FCSB-ul, aici poți să-ți asiguri liniștea pentru o lipsă de formă temporară, pentru continuitatea campionatului. Poți să, cum spunem noi, poți să trăiești din o sânză, din grăsimea aia, care o iei acum. De ce? Farul joacă în cupele europene, FCSB-ul joacă în cupele europene, poate și vedem exemplul lui Hagi. Joacă cu o echipă la Hermannstadt, se duce la Tiraspol, joacă cu altă echipă, cu voluntariu, odihnește 6 inși și câștigă, dar pe un fond de joc neconvingător, unde voluntariu deschide scorul și la fel lovește mingea de două ori bara și pe fiecare mare ocazie a voluntarului, la următoarea fază Farul marchează, dar punctele astea se adună acolo și îți dau liniștea când ai meciuri decisive, când joci cu contracandidate, să ai 2 rezultate din 3. Nu, ok, nu poți să câștig, cum face Dorinel aseară, să pune în propria jumătate de teren o bună pregătire fizică, pe o mișcare de translație, pe agresivitate, scoți un punct, menții, la un moment dat ajungi cu egal să-i ții pe aia la distanță sau să nu se mărească, să nu se apropie aia de tine. Și aici ei o fac foarte bine. Mă gândeam de ce 2 foști componenți ai generației de aur, după 2 rezultate bune, pentru că Farul câștigă 4-1, Oțelul nu s-a așteptat nimeni să nu primească mai puțin de 2 goluri și termină 0-0, sunt foarte nemulțumiți. L-am văzut pe Hagi după meciul de la Constanța, foarte nemulțumit, spunând
că va lua măsuri, că va discuta cu jucătorii, că vrea să aducă alți jucători și îl vedem aseară pe Dorinel Munteanu după un punct cât o victorie pentru ei și un joc doar pe final cu o degajare greșită care se îndrepta spre poartă a unui jucător de la Craiova și puteam să asistăm primul 80 la lovitura de teatru să deschidă scorul Galațiu, vine foarte supărat și foarte nemulțumit la flash interviurile de după meci și spune că va avea o discuție cu jucătorii, că nu e mulțumit deloc, că mai are timp până pe 2 septembrie când se va încheia perioada de transferuri. Tu ai dreptate, dar dacă joc așa nu mai ai niciun punct. Nu, Dorinel, nu, nu joacă. Dar așa cum am zis și noi, acum... Oțelul nu e o echipă care își propune să facă spectacol sau să joace bine. Ei își propun să rămână în prima divizie. Își propun să rămână. La lotul, în momentul de ei caută puncte. Crezi că multe echipe vor reuși să încurce Craiova la Craiova? Eu nu cred. Nu cred, nu. A fost o întâmplare aseară. A fost o întâmplare, foarte mult noroc, este adevărat, dar până la urmă și norocul ăsta face parte din joc. Iar din punctul ăsta de vedere, al jocului Dorinel are motive să fie nemulțumit. În schimb, din punct de vedere al rezultatului, ar trebui să fie foarte fericit. Pentru că ia un punct unde nu va lua multe echipe, pe o agresivitate și o dăruire duse așa, la extrem, exact cum a fost Dorinel și ca jucător, atât că acolo el mai dădea o centrare, mai făcea un dribling, mai dădea o torpilă de la 30 de metri.